Până asta vară am avut rapoarte MCV din ce în ce mai bune. Deci noi nu avem atât de mult. Pe urmă, euro. Moneda euro. Iarăși, dacă ne uităm la criteriile tehnice pentru aderarea la zona euro, noi aproape că suntem acolo. Adică inflație mică care să fluctueze într-o marjă rezonabilă. Nu, la inflație suntem campioni aici, nu știu, sunteți noastră prea blând cu ei. 5% a crescut mai mult în ultimul an, dar noi cred că putem să o ținem cu sub 3% și cu fluctuații mai mici de 15% în următorii 2 sau 3 ani, că oricum obiectivul era pentru 2015. Deci, problema asta cu inflația nu e ceva de nerezolvat, problema cu deficitul e aproape rezolvată, suntem deja sub 3% și probabil că vom mai fi și următorii ani. Nu avem mari probleme. Discutăm despre tulburările de comportament, desigur, legat de alimentație și vom, cred eu, în această seară vom analiza foarte bine acest fenomen care este îngrijorător. Din punct de vedere psihologic, aceste boli au risc foarte mare de moarte. Pe lângă faptul că micșorează îngrozitor calitatea vieții acestor persoane, ele de multe ori au șanse de a jeta întreaga viață, carieră, modelul social a ceea ce înseamnă succes în viață. Sunt anorexic sau bulimic pentru că vreau sau pentru că e o boală sau pentru că pur și simplu iubesc sau nu iubesc mâncarea? Este căutarea nebună a fetelor de a fi perfecte, de a arăta și când merg la cumpărături, la fel ca acea vedetă de pe revistă. Până la urmă, cei care sunt nemulțumiți de corpul lor, de obicei se compară cu ceva. Și standardele, într-adevăr, apar în zonele în care oamenii au mai mult succes, cum e fotomodeling sau, zona asta de modă. Și fiecare se compară cu ceva. Bun, dacă ăsta e standardul promovat, eu trebuie să fac tot posibilul să ajung... Pare că respectiv om are o tulburare de comportament, de personalitate atunci. Există și o presiune socială. Gândiți-vă, de fapt, preocuparea pentru felul în care arăți a devenit din ce în ce mai mare în ultimii, să zicem, în ultimele decenii. Și cred că astea vor fi, până la urmă, bolile secolului 21.